După o pauză de 2 ani, Festivalul Național Cântecele Oltului a fost organizat din nou la Călimănești, marcând a 53-a ediție evenimentului. Ediția din acest an a adus alături ansambluri reprezentative din județele străbătute de alutusul milenar, Harghita, Brașov, Sibiu, Olt, Teleorman, Vâlcea, dar și invitați din Argeș, Iași și Timiș. Teatrul de vară al Casei de Cultură Florin Zanfirescu a fost gazda evenimentului pe parcursul weekendului, iar numeroși invitați au trecut pragul. Această scenă după 2 ani de zile și niciodată în istoria festivalului nostru nu a durat atât de mult să fim din nou împreună. Evenimentul s-a ținut și anul trecut, dar mai restrâns, fără public, sub forma unui simpozion al specialiștilor în folclor. Muzica are nevoie de public pentru a se auzi în toată splendoarea ei. Și portul popular și jocul popular au nevoie de ochii noștri, ai oamenilor veniți să-i admire pe acești minunați artiști. Iată-ne din nou împreună, toți cei de pe malurile Oltului, de la izvor până la Dunărea cea Mare, ne-am adunat aici pentru a asculta muzica populară, cea mai îndrăgită dintre toate muzicele, și pentru a ne minuna împreună de frumusețea portului și jocului popular. Cântecele Oltului au fost întotdeauna, au făcut parte dintr-un festival al bucuriei de a trăi și al prieteniei noastre, a tuturor. Ne bucurăm de trăinicia folclorului nostru și ne bucurăm de prilejul de a ne petrece câteva zile minunate în Călimănești. Sunt primarul acestei localități de mai mulți ani, dar recunosc că de fiecare dată, în fiecare an, mă cuprinde emoția în preajma acestui eveniment, acestui mare festival de folclor. Este evenimentul la care participă cei mai mulți artiști, dar este și evenimentul la care locuitorii stațiunii noastre se întâlnesc, iată, în acest minunat parc, cu mulți turiști veniți în localitatea noastră pentru a se bucura de odihnă și tratament. Vă sunt recunoscător tuturor, artiști și public deopotrivă, pentru efortul pe care l-ați făcut să participați la Cântecele Oltului din acest an. Bine ați revenit și succes artiștilor care vor urca pe scena festivalului Cântecele Oltului. A semnalat foarte bine domnul președinte, care n-a avut discurs politic, faptul că, într-adevăr, să ține această manifestare astăzi și este o minune. Într-adevăr, la banii pe care i-am primit noi, este o minune că astăzi să ține această sărbătoare. Mă bucur că sunteți aici, vă doresc cu toții să aveți niște clipe frumoase și vă salut și numele președintelui Consiliului Județean Vâlcea. Felicitări! Vă mulțumim!
Thank you.